Hai să o spunem mai dreaptă către proastă rău. Doar că se întâmplă ceva, mi-a plăcut cel mai mult dintre toate. Hello, Merry Christmas, dragilor! Dacă auziți ceva înainte de toate, ca înainte de a intra în problemă, să știți că strănul de Jimmy e răcit. Are roșu în gât, o să vedeți în vlogul de mâine, e săracul, e mucios, da? E mucios, e răcit, se are roșu în gât. Fie lângă mine că e supărățel și simte nevoia să stea lângă mine, deși astăzi l-am dus la veterinar. Dar v-am spus, vă povestesc mâine, în vlogul de mâine. Bun. Astăzi, ce facem? Eu mi-am luat aici o ciocolată caldă, ceea ce vă puteți lua și voi, sau puteți să vă luați și voi niște chipsuri sau niște floricele. Eu una mi-am vărsat chipsurile pe jos, așa că ne rezumăm la ciocolată caldă pe care sper să nu o vărs și pasta pe jos. Dar ne-am adunat astăzi aici, boys and girls, pentru a povesti despre filme de Crăciun. Filme de Crăciun. Da, filmele de Crăciun care nu sunt tocmai preferatele mele. Și trebuie să fac mențiunea că sunt toate apariții recente, sunt toate apariții de anul acesta și sunt proaspete noi. S-ar putea să nu le fi văzut, s-ar putea să le fi văzut. Dacă le-ați văzut, aștept și părerea voastră, că poate nu e la fel ca a mea. Dacă nu le-ați văzut și le vedeți, la fel, aștept părerea voastră. Și dacă mai aveți și alte sugestii, da, le așteptăm cu mare drag, pentru că oricând avem nevoie de sugestii de filme. Niciodată nu spre multe. În ceea ce privește filmele de Crăciun, eu sunt un mic mare grinch. Pentru că nu prea mă omor după ele, știți? Astea care sunt strict cu tematică. Toate mi se pare că sunt cam pe aceeași temă. Toate o țin cam pe, la fel, pe aceeași temă. Și de-aia nu prea mă impresionează pe mine. Însă, am zis să mă sacrific și totuși să mă uit la niște filme de Crăciun. Și încă o mențiune pe care vreau să o fac este că eu nu sunt fan singur acasă. Da, cred că sunt singura, știu, dați cu pietre, hai, aveți 5 minute să mă huiduiți. L-am văzut de câteva ori, îmi place, mai ales prima parte și a doua, a treia e mai nasoală, a treia e proastă. Hai să o spunem mai dreaptă, că a treia e proastă rău. Da, mi se pare haios, dar mi s-a luat. Adică nu sunt genul de om care să mă uit non-stop la singura acasă, să-mi fiecare an. Nu, mai bine mă uit la Grinch. Este mai fain Grinch-ul. Da, deci vă recomand să uitați la Grinch, la ăla cu Jim Carrey și la ăla din 2019, la ăla animat. Ambele super faine. Și începem abrupt cu un film mult așteptat numit Falling for Christmas, în care joacă scumpa noastră Lindsay Lohan, care Lindsay Lohan, o știți mult, din Mean Girls, cred că ăla e cel mai celebru rol al ei, deși a jucat în foarte multe filme pentru copii și adolescenți, dar cred că rolul din Mean Girls este cel mai celebru și după aia a cam dat-o pe alte probleme și săraca n-a mai avut timp și răbdare de filme. Și acum vrea să se întoarcă în cinematografie, că s-a cam terminat banii. Și nu i-a ieșit din punctul meu de vedere. În primul rând, înainte de a discuta despre film, trebuie să discutăm despre ea în sine, ca om. Eu apreciez oamenii care încearcă și apreciez oamenii care se străduiesc, dar când te străduiești puțin prea tare și mai ales când vine vorba de operații estetice, e rău. Dacă vreți, ca fete, dacă vreți un exemplu de așa nu, uitați-vă la filmul ăsta pentru asta. Ca să vedeți un exemplu de așa nu, pentru că îi se văd toate operațiile estetice, îi se văd rău. Iar oamenii care au editat și montat filmul ăsta nu s-au străduit din post-procesare să acopere toate lucrurile și se văd multe. Așa că veți vedea, da, niște lucruri și niște treburi, niște scheme, niște obraji, niște pomeți, niște piele întinsă care nu arată rău. Dacă vreți un exemplu, dar așa nu, uitați-vă la asta. Avem așa, comedie romantică, o oră și 33 de minute mi-am mâncat din viață. Cu Lindsay Lohan, m-am zis. Despre ce este vorba? Este vorba despre o pițipoancă, că asta este sărăcuța, este o puștoaică de bani gata unui mare milionar care are niște resorturi din astea, nu știu pe unde, cred că în America, și ea, tasul vrea să o facă angajată, să o angajeze la
business-ul lui, în firma lui, ca să-i dea și ei ceva de făcut. Ea nu, ea vrea să se facă influencer, pentru că acum toată lumea trebuie să se facă influencer, nu-i așa? Și ea vrea să se facă influencer. Ei nu-i trebuie cei de Tasu și are un iubit care vrea să o ceară de nevastă, bineînțeles, să o se logodească cu ea de Crăciun, pentru că când e cel mai lame moment să te logodești decât de Crăciun. Și o ia pe Linseia noastră pe o pârtie și... încearcă să-i propună și ea de acolo are un accident, cade, își pierde memoria și ajunge într-o situație din asta unde nu mai știe cine este, nu vine nimeni să o caute, ajunge la un tip care are și el o pensiune ceva acolo, în zona aia, în localitatea aia, pentru că e o localitate din asta turistică sau de un resort din asta cu schi, adică o zonă din asta unde se schiază și are și el o pensiune și lui, spre deosebire de tatăl, mult prea bogatul tata lui Lindsay Lohan, lui nu-i merge așa de bine afacerea și așa mai departe. Un scenariu super previzibil în care ea se îndrăgostește, mult insta-love, evident, mult wow, cât de extraordinar e totul. Un scenariu pe care l-am mai văzut, cred că de cel puțin 2 sau 3 ori. Deci am cel puțin 2 sau 3 filme sau așa imagini în cap că am văzut filmele astea. Deci există pe undeva, deci nu este nimic original. A avut momentele lui de cuteness așa și de drăgălășenie, după cum ați observat din tonul meu sarcastic, nu mă dau pe spate, adică aici chiar am fost un grinch și ca puncte i-aș da așa, i-aș da 2,5 stele din 5, pentru că n-a fost nici cel mai rău lucru din ce am văzut până acum, dar n-a fost nici cel mai grozav, adică da. Următorul film despre care vorbim este Spirited, care este un musical. Și nu știam că este musical, în primul rând. N-am citit, nu m-am uitat la descriere să văd că este musical, că mie nu-mi plac musicalurile. Eu, și când am constatat că este musical, să știți că numai ca de dragul vostru, ca să fac fel în clipul ăsta, am continuat să mă uit, că de obicei nu m-aș fi uitat. Așa. Îl are ca actor principal pe tipul ăla care e însurat cu blonda din Gossip Girl, a cărui nume tot timpul uit, dați așa. Ryan Reynolds. Printre alți actori mai sunt în film Will Ferrell, Jimmy Fallon, l-am văzut acolo, parcă l-am observat și pe el acolo într-o chestie, și că ar fi și Judi Dench, dar eu n-am văzut-o. Deci chiar n-am văzut-o. Iar filmul are 2 ore și 9 minute, atâta durează, which is amazing. Ce vreau să vă zic de la început este că dacă vă veți uita până la finalul acestui film, urarea Good Afternoon nu o să mai aibă aceea semnificație pentru voi după ce vedeți musicalul ăsta. Este o reinterpretare a poveștii lui Dickens cu fantomele, a poveștii de Crăciun a lui Dickens cu fantomele. Practic, Ryan Reynolds ăsta este un tip care lucrează în marketing și este un tip din ăsta super agresiv, super tare, super rău, așa, care mușcă și rupe din toată lumea și vine, se decide la nivelul Consiliului Fantomelor care, de Crăciun, care se ocupă ele cu reabilitarea oamenilor răi de pe lume, se decide că, bă, până la urmă, hai să încercăm și cu ăsta, deși el era trecut la categoria de imposibil de făcut bun la loc. Așa. Și tot filmul încearcă să-l facă pe ăsta bun, numai că nu prea le iese. Sau le iese ciudat. Le iese rău. Ce vă anunț din start este că finalul este cam tristuț și nu m-am așteptat. Ceea ce a fost bine, că i-a crescut punctajul, după ce am aflat că e musical, scăzusem vreo 3 stele. Și când am văzut finalul, zic ok, e bun, adică nu mă așteptam la finalul ăla și totuși mi s-a părut simpaticus până la urma urmei. Deși partea aia de musical, partea aia cu melodiile pe mine mă scoate din sărite. Adică mie nu-mi plac musicalurile. Asta este. N-am ce să fac. Nu o să mă pot schimba acum. I-am dat 3 stele, tocmai pentru că finalul a fost bun. Au fost și momente simpatice, au fost și momente în care am râs la el și n-a fost chiar atât de cringy pe cât mă așteptam. Știi? Apoi avem un film din care n-am înțeles nimic. Sau mă rog, nu știu dacă l-am înțeles eu bine sau nu știu ce s-a întâmplat cu el, și anume A Christmas Story Christmas.
Care este, de fapt, a doua parte sau continuarea, cum vreți voi, unui celebru film care se numește Christmas Story, pe care eu nu țin minte să-l fi văzut sau dacă l-am văzut, l-am și șters de pe hard, că nu am avea nevoie de el pe acolo. Și cumva continuă povestea din filmul original, pentru că în A Christmas Story aveam un băiețel care avea parte de bullying, că nu știu ce, toată acțiunea petrecându-se în Indianapolis, parcă, în Indiana. Parcă acolo. Și am auzit pe cineva din Indiana spunând că da, l-a impresionat foarte tare filmul pentru că cumva relaționa cu el și era foarte autentic pentru zona respectivă. Eu, nefiind de acolo, ne trecând pe acolo și ne cunoscând pe nimeni personal de acolo, nu prea m-a afectat. Și mi s-a părut atât de lame ăsta. Deci mi s-a părut atât de plin de toate clișeele ale americane, cu bradul de Crăciun, cu omul de zăpadă, cu făcut, cu mersul la părinți, cu o tragedie care se întâmplă fix de Crăciun și după aia știi cum ne adunăm noi și ne începem noi și ne iubim de Crăciun și toate clișeele americane sunt băgate în filmul ăsta și m-a plictisit teribil. Practic tipul ăla care în A Christmas Story era copil, acum se duce adult acasă că moare taică-su, se duce adult acasă la mama lui ca să o susțină, na, că de-abia murise tatălui și copilul lui practic trece prin aceleași lucruri prin care a trecut și el. Știți, practic ea e povestea din primul film reeditată, cum ar veni, ceva de genul. Și totul se leagă la final cu un happy ending și o fundiță așa și, v-am zis, plin de clișee americane, plin de tot ce înseamnă clișeu, pe mine m-a plictisit, nu m-am regăsit în el, nu m-am simțit atașată de niciun grinci total, îmi pare rău. Și mi s-a părut foarte, 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 foarte plictisitor, prin urmare i-am dat o stea. Avem A Ginger Christmas, A Ginger Christmas, care iarăși este un film, vă previn din start, este plin de stereotipuri și clișee americane, pentru că așa este bine unui film de Crăciun, că da, v-am zis, de nu mă mor eu cu ele. Este un film în care eroina principală este o arhitectă foarte drăguță, indiancă, da, de data asta, de origine indiană, hai să spunem așa, care se duce acasă la tatăl ei și ajunge cum necum într-o competiție de căsuțe de turtă dulce. Și tot filmul se învârte în jurul ei, acum face o căsuță de turtă dulce, semnificația acelei căsuțe de turtă dulce, dramele ei, dramele tipului cu care face căsuța dulce, adică cofetarul pe care l-a angajat taicăsul la cofetăria lui taicăsul, mă rog, o nebunie întreagă, așa. Și niște drame și niște, da, știi că mie îmi place, dar știi că tu nu-mi place, dar vină un concert, dar stai acolo, dar chestii de genul ăsta, iarăși că teoretic ar fi o dramă romantică, s-ar zice că este, foarte mult clișeu și mult insta-love. Eu n-am înțeles cum e chestia asta cu îndrăgostitul ăsta instant de Crăciun, că mie nu mi s-a întâmplat niciodată. Probabil sunt și grinci că nu mi s-a întâmplat niciodată. Până la urma urmei mi s-a părut că toată agitația și toată nebunia de care zicea ea și toată asta n-a fost. Mă rog, și-a atins scopul, dar nu cum vroia ea, mă rog, pe final, da? Deci, da, i-am dat totul ăsta, ca să nu stea Christmas Story, Christmas, să nu stea singură acolo. Apoi, filmul pe care l-am văzut la cinematograf și cred că, da, încă rulează, dar cred că îl găsiți și pe Netflix sau ceva, este Violent Christmas, am uitat care este numele lui în română, și este un film atipic de Crăciun, și mi-a plăcut. Asta mi-a plăcut cel mai mult dintre toate. Și asta pentru că este atipic și numărul 1, dacă vă duceți la cinematograf, nu vă duceți cu copiii. Nu este pentru copii, hands down, deci nu, de la 16 în sus aveți voie la filmul ăsta pentru că este chiar violent, adică este super violent. Ăsta este punctul pe care se concentrează cel mai tare, și anume că este un film violent. Este un thriller cu momente de comedie, ca să spun așa, momente de comedie chiar bune. Adică a fost simpatic în foarte multe locuri. Sunt multe chestii, uite, dacă vreți, sunt multe chestii inspirate din Home Alone, că face o mică paralelă cu Home Alone, dar este violent. Adică o să vedeți mulți creieri întinși pe acolo, împrăștiați, mult sânge, multe
capete zdrobite și așa mai departe. Despre ce este vorba? Avem un Moș Crăciun, care este Moș Crăciunul cel adevărat, care este un tip depresiv săracu, pentru că își dă seama că semnificația Crăciunului a dispărut. Oamenii sunt din ce în ce mai superficiali și nu sunt din ce în ce mai atașați de lucruri materiale și mai puțin de partea spirituală a Crăciunului. Și sărăcuțul se cam îmbată, așa, e cam un Moș Crăciun din ăsta alcoolic și începe să-și facă treaba. Doar că ajunge la un conac, la o familie foarte bogată, este prins într-o situație unde se întâmplă ceva. De fapt, în acel conac, în seara de Crăciun, se pune la cale un jaf, fiindcă marea moșieră de acolo, de la conac, are niște foarte mulți bani în seiful ei și se pune la cale un jaf. Foarte bine aranjat, doar că Moș Crăciunul nostru este prins la mijloc. Repet, Moș Crăciunul este cel adevărat și are parte de niște puteri supranaturale, dar până ajunge el să își dea seama că pot să mă folosesc de ele, durează puțin și să pierd cam foarte multe căpățâni și mult sânge pe acolo. Dar, una peste alta, am zis, în ciuda faptului că este violent, este presărat cu foarte multe momente comice. Ăsta este filmul ăla de M-a lăsat surdă când a fost la IMAX. Este destul de gălăgios, așa, dar mi-a plăcut. Adică mie una mi-a plăcut și mi s-a părut altceva în ceea ce privește abordarea de Crăciun, pentru că temele în general de Crăciun sunt astea, cu vai, mă duc acasă de Crăciun la familia mea, mă rămân zăpezit, mă îndrăgostesc de una pe care n-am văzut-o niciodată în 5 minute și eu o să fie, am o viață fericită. Sau mă duc acasă de Crăciun și mă îndrăgostesc de nouă cumnată mea. Sau știți, chestii de genul ăsta, niște chestii astea care sunt cumva foarte ciudate. Mie mi se par foarte ciudate pentru că relațiile oamenilor nu sunt așa. Și chiar dacă ajungi să cunoști un om pentru prima dată de Crăciun, mi-e foarte greu să cred că te și îndrăgostești instant doar pentru că există acea magia Crăciun. Așa. Și ultimul film din lista noastră este produs de compania lui Reese Witherspoon, despre care o să mai vorbim pentru că este un model foarte interesant de business și se numește Something from Tiffany's, ceva de la Tiffany's, și după cum vă puteți imagina, încearcă cumva să facă o mică paralelă așa între Breakfast at Tiffany's și ei, da, foarte mică așa, foarte subtilă, și este un romance, este un romance de la clasic, i-aș spune eu, tipic american de Crăciun. Dintre toate romansurile, trebuie să vă zic că ăsta mi-a plăcut cel mai mult, că a fost cel mai potolit. Adică este și aici vorba despre un pic de insta-love, dar nu ceva exagerat, excepțional. Filmul ăsta o să-l găsiți pe Amazon Prime și avem două cupluri în acest film. Acoror masculi feroce se gândesc ei că ar fi foarte fain să le ia iubitelor lor de Crăciun câte un cadou de la Tiffany's și unul dintre ei ia o pereche de cercei, unul ia un inel. Doar că se întâmplă ceva, cadourile ajung să se inverseze și inelul ajunge la persoana nepotrivită și de aici se nasc tot felul de complicații și tot felul de lucruri până când cele două cupluri ajung să fie unul și rămâne să vedeți voi ce și cum se întâmplă. Da, mi-a plăcut. Este iarăși un film din ăla ușor clișeic, dar nu este atât de cringe ca celelalte și nu este atât de in your face, ca să spun, cu insta-love-ul, deși există și aici insta-love. Este ceva mai potolit, este un romance normal. Este, dacă mă întrebați pe mine, este cam cum aș vedea un romance, știți, din asta de Crăciun, cam așa l-aș vedea, cam asta este. Nu vă creați mare așteptări că nu e o capodoperă senzațională, dar este un film frumos, adică se vede că este un film făcut cu gust, se vede că este un film făcut așa mai cu grijă către oameni, adică către mesajele transmise și așa mai departe. Între toate v-am spus, mi-a plăcut cel mai mult și i-am dat și ăstuia, ca și pentru Violent Christmas am dat 4 steluțe, pentru că e chiar ok. Dar nu este ceva așa foarte grăbit, foarte agitat, foarte plin de clișee, deși există câteva clișee, dar na, totuși sunt americane, că ce sunt de pretenții sau. Bun, cam astea ar fi filmele pe care le-am văzut eu, așa, cu tematică de Crăciun. Spuneți-mi și voi ce filme noi ați văzut cu tematică de Crăciun. Sau dacă le-ați văzut pe astea, vă repet, vă aștept părerile. Vă pup și ne vedem mâine. Ciao!